Lapte praf pe care noi îl cumpărăm $75 și era 50. 50 era. Da, era? Acum. Deci fii atent, fii ultima atent. Dată când am luat nu a fost $75. Vă salut, dragilor, și bine v-am găsit la încă un video. Așa cum v-am promis, mergem la Costco azi să vă arătăm prețurile, cât costă aici în Canada la mâncare, cât ne costă pe noi o săptămână de zile mâncarea de aici. Cu toate că noi săptămâna trecută am fost și am făcut odată mâncarea, am dat vreo $460. Plus că am mai cumpărat de vreo 150 de pe la magazinele mici, că nu poți cumpăra tot de la Costco. Dar azi mergem la Costco și o să vă arătăm prețurile de aici. Și vreau să știți de la început că nu vorbim de rău prețurile de aici din Canada sau lucrurile care sunt pe aici. Vrem numai să vă arătăm, să vedeți care sunt prețurile și să faceți o comparație dacă este scump sau nu este scump. Și o să facem asta împreună. Deci asta e, câte, e carne organică, carne de vită organică. Și un kilogram 800 și costă $34, $35. Deci pe oriunde vedeți $34.99, să zici că 35. Deci la $34.99 e un tric al lor. Că e organic și nu are antibiotic. Cel puțin așa zice acum, nu știm exact. Nu are antibiotic și hormoni. Yeah. Deci asta e carnea care noi o folosim de vită. Un kilogram, aproape 2 kilograme. Auzi? Asta e carne de porc tocată, nu? Ia. Yeah. Nu știu, asta nu cred că... Asta nu e organică. Nu cred că are antibiotic și hormoni. Aici, în Canada, au foarte multe cărni, da, hormoni și antibiotic. Da, peste tot are. Poate și în România e la fel, normal. 100% canadien. Asta e $25. Câte kilograme are asta? 3 kilograme. 3 kg de carne de porc. 3 kg, $25. Da. Nu cred că s-ar plăcea să mănânci așa multă carne de porc de aici. Uite, Andrei, carne de bizon. Carne de bizon. De bizon? Ia, uite. Wow, $29, $30. Nu am încercat niciodată, vrei să încerc? Dar nu știu cum se face asta degeaba dacă nu. E carne tocată. Păi, $29. Tata, can we buy cupcakes? Vrei să mănânci cupcake, David? Yeah. Oh, man. Uite ce Tabita, filmează steak-ul. Steak-ul? Luăm un steak. Deci ăsta e steak, $63, una, două, trei bucăți. David, ok. Wait. Yeah. Yeah. So, $63, ăsta e kilogramul sau? Nu, kilogramul e $39.99. Și are un kilogram jumate, un gram 492. Un kilogram jumate. De obicei noi mai mâncăm steak de ăsta, dar nu tot timpul. Dar okay. Sunt trei bucăți. Vi se pare scump sau ieftin? Lăsați în comentarii. Luăm unul. Poți să iei dacă vrei, ia. Hai că n-am mâncat de mult steak. Auzi? Ia. Ziceau ăștia la știrile Pro TV că România se mănâncă mai mult pui. Dar nu bate porcul, așa că dacă vezi ei, se zice în România copănele, astea cât e? $20. Nu? Da, $20 e caserola. Caserola, $20. Și asta e rață. De obicei nu cumpărăm pui, că ăsta e cu hormoni. Și recent am descoperit rața asta care e cât? $26. Și uite, scrie aici, raised without the use of antibiotics. Și aici scrie crescută fără antibiotice. Raised without use of fără hormoni și fără antibiotici. So, când facem supă, cumpărăm rațe de asta. Nu cumpărăm pui deloc. Este o supă super, super bună. La fel ca supa de păsările de curte din România. Tabita, piept de pui. Noi nu cumpărăm pui mai deloc, dar măcar ia, să vedeți cumpărăm. Prețul care îi. De aici e $34 e o caserolă de piept de pui. Noi. Vezi cât sunt doi pui aici? $14 parcă, nu? La fel, puiul, 3 pui.
cumva. Și prețul e $34, dar cum spuneam, noi nu cumpărăm asemenea, asemenea pui. Nu vrem să băgăm în copii antibiotici și hormoni. Așa că vom merge mai departe. Păi asta e piept de pui aici. Ia, aici e pieptul de pui. Ăsta e $31, 2 kg. Ia, uneori mai găsim organic, dar acum nu este. Cum vi se pare scump? 31 de kilograme, 31 de dolari, 2 kilograme de piept de pui. Da, dar nu. Ăsta e un piept de pui de la când îl mănânci, te poți îmbolnăvi de la el. Nu vrei să-l mănânci. Eu sincer nu pot să gătesc. Brânză dulce. Uneori mai luăm brânză dulce să facem prăjituri. 11 dolari. 12 dolari acolo aproape. 12 dolari. 50 de 2 ori așa un kilogram. 50 de grame, un kilogram. Un kilogram de brânză dulce. 11 dolari. Deci dolarul nu știu cât e în România acum, undeva la 33. Nu, nu la cuiu, nu? Vreau, nu. Undeva la 33. Brânză feta. Brânză feta. Asta e 15 dolari. Asta e 14,99, 15 dolari. Și aici nouă ne place mai mult asta. Tot feta e, dar e jumătate vită, jumătate oaie. Nu, nu, e oaie. Capră, cred. Capră? Un kilogram, da, 200. Jumătate goat milk, jumătate de vacă. Jumătate, jumătate. Asta e doar de lapte de vacă. Ai 15 dolari. Stai așa că văd eu acum. Deci de înseamnă undeva la 50 de lei. 50 de lei? Ia, asta. Luăm niște brânză de sandwich? Cum vrei, eu nu prea mânc sandwich-uri. Mi-ai dat la copil la școală. Ia, poți să iei, de exemplu, asta era bună. Asta era ok. Ai 12 dolari. Brânză pentru cașcaval, pentru sandwich. Lămâie o să luăm? Ananas, nu luăm ananas. 9,99 dolari. Am putea să luăm două. Lămâi? Câte kilograme e lămâia acolo? Nu arată. Ba, zice 5 kilograme. De astea am luat data trecută, erau așa aromate. Ia, astea erau. Portocalele. Nu, vezi, dacă prindem, ai 11 dolari. Marocco. Vrei două? Ia, ia două, dacă... Acum e sezonul lor și sunt foarte bune. Vin din America astea, cred. Marocco. Marocco? Înseamnă că portocalele vin din California. Okay. Ce mai vrem să luăm? Să știi că vreau avocado. Can you? Yeah. Tati can do it. $8.99. Cutia de kiwi. Nu știu, astea de unde vin, din Grecia? Ok, am scăpat de ei. Astea vin din Grecia, baby. Ha? Astea vin din Grecia, kiwi. Din Grecia? Yeah, $8.99. $8.99. Ok, hai să mergem în frigider. Hai. Hai să mergem la frigider. De aici vreau să iau o salată. Ce? Raspberry. Da. Broccoli, $5.99. Bunga de broccoli. Organic blueberry. Nu este așa ceva aici. Ține. Și aici mai luăm salată. Mix de salată care noi luăm tot timpul. Uite aici, Andrei. Și mai luăm și ăsta, $4.99. Spanacul, care tot este organic. Facem smoothie, green smoothie. Ce e ăsta? Spanac. Spanac? Facem mami smoothie. Hai să luăm și niște salate de asta cu ei. Da, Esther. $7.99. Ok. Salată de asortat. Poți să iei grape și aia. Deci sunt copșuni, dar copșunile deja sunt trecute, nu-i sezonul lor. Așa că nu luăm când nu e sezon.
10 dolari caserola. Ține să nu cadă. Caserola de căpșuni. De obicei le cumpărăm, dar când e în sezon. Ce mai e? Blueberry. A luat blueberry una, nu, organic. Nu, asta vreau să ia pentru să punem cu blueberry. Organic blueberry, 10,99. 11. Asta e organic. Ia, yeah. Cât are, cât are? Asta la alt e... Asta la alt e 9,99. Deci nu e diferență. Dar asta nu e organic. Nu scrie. Dar asta e organic, dar ăla nu e organic. Nu e diferență foarte mare, ia. Nu e diferență. Un dolar, doi dolari. Doi dolari de la organic la cele care nu sunt organice. Hai să mergem la legume acum, Andrei. Cred că o să ia niște grețe, că sunt foarte bune acum, e sezonul lor. 10,99. Sunt foarte moi și foarte zămoase. Vara nu le cumpărăm, dar iarna ne place să ne luăm. Uite puiul ăsta din Israel. Grefele. Ce e asta? Ia, 10,99 din Israel. Mai iei portocale? De unde sunt astea? USA. Din America, asta cred că sunt din California. Scrie? Trebuie să luăm, ia, hai să luăm, că e din culori. Și nu tot timpul ai fructe. Ia să vezi. Câte kilograme? Zice 4 kilograme jumătate, 18 dolari. Cam scumpe, cam piparate, e? Nu știu, că sunt cartofi, cartofi pentru piure, nu? Cartofi roșii. Să știi că sunt destul de buni ăștia. 8 dolari. 7,99. 4 jumate, 4 kilograme jumate, 8 dolari. Din Canada, produs în Canada. Yeah. Un kilogram jumate, 7 dolari. Hai să iau ăștia, noi de pe ce ăștia noi îi folosim, cartofi noi. Sunt organici ăștia, nu sunt organici? Nu. Deodată mai prinde, sunt organici, dar nu tot. Să iei două de astea. 10 dolari, măi, tu știi că înainte de pandemie cartofii ăștia erau undeva la 6 dolari punga. Ia, deci prețurile care sunt acum înainte de pandemie nu erau absolut. Deci, cartofii ăștia cumpăram la 6 dolari înainte de pandemie, luam la 6 dolari 99 și 7 acum... 7 kg. 6,800. Acum mai 10,99. Wow. Aproape s-au dublat prețurile aici. O să mergem aici un pic la legume. Ardei. Ardei asortați. Unga e de 6 ardei asortați. 9,99. Nu cred că o să iau ardei. Ardei? Deci ăștia nu sunt organici, ardei ăștia, dar hai să vă arăt aici. Pe partea aia alaltă, cred că. Hai să mergem organic, partele. Nu, ăștia sunt organic sweet bell, dar ăștia nu sunt. Nu, ăștia de acolo, dar pe partea cealaltă, hai să mergem. Mănânci... Nu? Nu știi ce mănânci, cum ar veni. Stai un pic, că nu sunt. Partea aia sunt organic. Aia sunt organic, foarte alt. Da, la prețul lor. Așa sunt roșiile organice. Roșii mai avem. Hai să mergem aici. De obicei cumpărăm castraveții ăștia, care sunt 3 într-un pac și 5,49 dolari. Dar știi că, Andrei, castraveții ăștia erau 3 dolari și 3,49 dolari deci, erau înainte de pandemie. Deci castraveții ăștia îi lași în vizitor 6 luni și tot așa rămân. Deci nu vă mint, deci așa cum îi aveți, cum îi vedeți, așa îi las 6 luni în vizitor, așa îi, nu pătrăzesc. Nu schimbă nici mirosul, nici culoarea. Da. Ok, hai, ia două. Dar mai mănâncă copii, hai cineva, de asta e, nu găsești tot timpul. Auzi, vreau să fac o comparație între ardei ăștia care sunt sweet bell pepper, vezi? Ăștia yeah. Sunt 9,99, care nu sunt organici. No. Și vreau să văd aici. Da, aici în Canada ce zice organic, zice că e organic, dar nu. Deci e... cât era? 9,99 acolo. Și aici 11,99. Deci aceeași chestie, ardei asortați. Aceeași chestie de ardei asortați e 11,99. Deci e diferență cu un dolar. Ia, nu, deci 2 dolari acolo. 2? E nu problema e că organic nu m-a scris, nu-i... Gustul nu e ca în România niciodată, să știți, că nu, 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 chiar dacă sunt organici, niciodată ăștia nu gustă ca produsele din grădină la mama. Diferență de 2 dolari pe pungă, ceea ce nu se pare foarte scump.
diferența de 2 dolari. Așa că noi tot timpul mergem pe... când găsim... Noi mergem singuri, când organic, da. Când găsim singuri. Hai să mergem. Ai luat? Mai da, aveam în frigider, nu mai... Mere? Ai luat red pepper? Nu, n-am luat. Hai să mergem la mere. Uite aici, mere. De obicei, mere nu prea cumpărăm, pentru că au numai zamăn ele și gust, mai nimic. Rar eu cumpărăm mere de aici. Astea cât sunt 12 dolari, 2 kg și jumătate. O să iau de astea oricum. 11 dolari 99, cutia de mere. Cutia de mere. Uite aici. Mi se pare deci foarte mult, 12 dolari câteva mere aici și astea, deci, uite cât sunt de veste. 6, 9, deci ai 9, 10, 11, 12, 10, 14 bucăți de mere. Bucățici de mere. Nu am limbul la bulai, ce care. Andrei, astea-s gala apple? De astea vrei? O să ia, noi mai luăm, cumpărăm mere de astea, dar așa cât să mânci mere, dar nu prea au gust, să zici că... Uite, hai să luăm punga asta cu mere, uite că arată bine. Arată bine și e 8,99$, 9 dolari punga. Dar mai unde mai este un fel de mere care nu-l cumpărăm mai des? Organic. Unde îs? Nu știu la cum se uite-le aici, acolo. Pere. Asta a fost pe dolari. 3 kg de pere aproape. Poți să scași, să spargi capul cu ele, așa tare. 10,99. Aici, astea sunt unde? Nu sunt. Ba, uite. Astea de aici. Astea ce le cumpărăm noi de obicei. Organic gala. Vezi? Astea. Dar unde e prețul lor? Cam astea. Dar tot undeva la 10 dolari. Tot acolo se învârte. Auzi, hai să luăm două de astea. Okay, și lasă pe ala aici. Cutia. Asta cred că mai e singura cutie care a mai rămas aici, de aici în spate. Am ajuns la raionul de cereale. De obicei noi trecem de acest raion, nu cumpărăm cereale de aici, nu cumpărăm de niciun fel de cereale. Singurele cereale care noi le cumpărăm de pe acest raion sunt acestea, cereale integrale. Sunt organice, 2 kg, 10,99 dolari. Tabita, dar sunt 11 dolari. Ia, 10,99 dolari. Singurile cereale care noi le consumăm. O să trecem repede de aici. Aici la fel, biscuiți, kernuri și tot felul. Thank you.
Nu. O să luăm de aici niște sirop de arțar, puiu. Sirop de arțar, noi îl folosim foarte mult la la pancake. Cât e ăsta? 15,99, 16 dolari. Ia, bine. Pădurea, să trăiască pădurea. O să mergem repede și aici, Andrei, să iau niște nucă. Uite, astea sunt la reducere, Andrei. Oh, am crezut că almonds sunt la reducere. Aici. Nucă pentru cozonac. Nucă pentru cozonac. 11,99 dolari, 12 dolari un kilogram, 36 de grame. Aici o să trecem repede, nu avem nevoie de condimente. Fructe uscate în partea asta la altă. Nu cumpărăm cereale, dar în schimb cumpărăm așa, uneori fructe uscate. Am luat săptămâna trecută 8,49 dolari, 1 kg de organic. Sunt și kosher. Vedem. Zahărul care noi le cumpărăm de obicei e acesta. 4 kg jumătate, 12,49 dolari. Zahăr organic. Ia să vedem. Asta e. Nu o să le iau acum, că avem. Nu e brum, dar cum arată mai... Ia. Făină, făină avem. Ăsta e zahăr alb. 14,99 dolari, 10 kg. Ia zahăr alb. Mai scump decât faza. Și aici făină, 21 de dolari, 49, 20 de kg de făină. Sau 10 kg, 10 dolari. Cam un dolar pe kilogram, așa e? Hai să mergem la ulei. Da, aici sunt prețurile, trebuie să înțelegeți că aici sunt prețurile fără taxe. Când mergi acolo îți mai pune taxe de Costco și taxe care și mai dai o grămadă de bani în plus. Deci aici sunt prețurile. Cât la sută taxe dai pe tot ce cumperi astăzi? Pe 5% plus că ei mai au taxa lor care sunt aici și când mergi acolo dai o grămadă de bani în plus. O să vă arătăm la sfârșit cât costă tot. Aici în Canada se găsește ulei de floarea soarelui, se găsește foarte rar. Aici se folosește foarte mult ulei de rapiță. Când am venit prima dată în Canada și am folosit ulei de rapiță, n-am putut să mâncăm mâncarea. 42 de dolari, 17 litri de ulei de rapiță. Din păcate, noi nu putem să-l consumăm pe acela, așa că o să trecem. Este și de, de măsline, dar nu le place foarte mult. Acesta care îl folosim de sâmbure de struguri și costă 24 de dolari 3 litri. Foarte rar îl pune la reducere. Foarte, foarte rar îl pune la reducere și atunci luăm câte 3-4 acestea de măsline. Ia. Deci nu există niciun ulei aici de floarea soarelui. Toate sunt de măsline. Ăla e singurul de sâmbure de struguri și celălalt de rapiță. Dar ce, și foarte mult se folosește acesta de măsline. 32 de dolari. Asta e mai scump, așa e? Yeah. 32 de dolari. Da, asta nu poți face mâncare cu olițoiul. Poți să-l faci care... la salat. Nu, asta e pentru gătită, la pentru salată e special. Nu, Davita, e și mănânci direct. Ce e? Sandwich. Te poame? De bătăi. Hala, oh, ia, trebuie să cumpărăm Pampers. Trebuie să cumpărăm Pampers la băițelu. Băițelu vrea Pampers. E ultimul raion de bulion. Partea asta cereale. Asta l-am dat săptămâna trecută. Vreau să vă-l arăt. 17,99 dolari, 18 dolari, 12 chenuri de 390 de ml de pasta de roșii. Deci nu e bulion, e pasta de roșii. Eu folosesc acesta la gătit. E foarte, foarte bun și aromat. California.
Iar asta este pasta de roșii, $16.99, 12 canuri de 1.56. Dar la fel, și asta este, acesta este organic. Ce ai făcut, Andreea? Da, orezul pe jos? Arată la oameni cât costă orezul. Ia, ne traduci tu? Asta e $19, asta $34, dar care diferă să înțeleg? Asta e din China, că scrie China pe el. Și de aia e $34? Da. Și ăsta e $19. Glumesc, nu, ăsta e jasmin, și ăla e. Probabil că e 8 kg și ăla e 10 kg. 10 kg, da, men, dar diferența de la 34 la 19 e diferență mare. Ia. Poți să aveți poți șervețele în ăsta. Ia. Care aveți copii, $30.99 baxa de șervețele umile. 24. Cât e acolo? Acolo e 7. 18 și acolo 16. Andrei, că aici e secțiunea ta care îți place cel mai mult. $50, men. Îți pui la asta foc sub fund, men. Care 2 ani jumate deja. Deci baxa de Pampers, care e semnătura Costco, cea mai ieftină, $46.99. Deci noi mergem pe semnătura cea mai ieftină de Pampers-uri. Bineînțeles că mai sunt și Huggies și alte feluri, dar mergem pe asta cea mai ieftină. $50 o zburat din buzunarul tău, Andrei. Yeah. Andrei, lapte la bebe. Și lapte, no? Bebelușu. Deci înseamnă să ai 5 copii. Secțiunea ta e cea mai mult îți place, Andrei, ție asta. Uite laptele acolo, puiul. Ia, vezi odată. Wow! Lapte praf pe care noi îl cumpărăm $75 și era 50. 50 era. Da, era? Acum. Deci fii atent, fii ultima atent. Dată când am luat nu a fost $75. Vezi, dacă știai. Ultima dată când am luat nu a fost $75. $76, man. $76, două cutii de lapte. Wow! Și fii atent, deci, fii atent. Ești curios cât e în România, man. Scrie așa, că ai limită de 2 pe membru. Nici n-ai voie să iei mai mult de 2. Ia. Yeah. Snack-ul preferat a copiilor e acesta, popcorn. Dulciuri aici, cât vezi cu ochii. Ia niște bars la fete, pui. Ce bars? Ia, uite, ăsta e $4 redus. $15. Ia. Mai dăm la copii la școală. De obicei aici pe raionul ăsta cumpărăm ce găsim la reducere. Și mai ales dacă nu am. Deci asta ar costat împreună toate $613. Ca să zicem că nu ții Pampers, nu ții lapte, dar cumpăr altele în plus, nu scap fără 500 de dolari, nu scap. Deci tot ce am cumpărat noi aici și noi n-am cumpărat tot ce ne trebuie, carne foarte puțină. Noi am cumpărat așa, am trecut foarte rapid că nu avem timp să stăm să cumpărăm mâncare azi. Și o să trebuiască să mai cumpărăm în cursul săptămânii de încă vreo $200 lejer. Mai mergi și mai cumperi de la magazin din oraș sau de unde cumpărăm. Mai cumperi lucruri care îți mai trebuie la ciorbă, la una alta, că nu trebuie să iei în cantități foarte mari. Și te mai costă așa la încă vreo 150-200 de dolari. Deci fără 600-700 de dolari pe săptămână nu prea scap. Andrei, dar ce s-a întâmplat cu laptele la praf al lui bebe? Nu știu, s-a întâmplat ceva, men. Îi dai 75 de dolari. Nervos, Andrei, că o dat $75 pe laptele la bebe. Era 50 de dolari două cutii. Yeah. Și acum $75 două cutii. Aici cu copiii e foarte scump. Guvernul se zice că dacă îți dă guvernul ceva, nu prea îți dă guvernul un mare lucru să zici că îți crești copiii de aici. Deci nu știu care, cât e laptele prin România și care sunt prețurile acum exact în România. Faceți voi o comparație și puteți lăsa în comentarii. Așa că până data viitoare vă lăsăm, aveți o zi binecuvântată și o săptămână binecuvântată și ne auzim.